Bun găsit, stimați telespectatori, la prima ediție a dezbaterilor noastre electorale. În această lună, după cum știm cu toții, este campania electorală pentru locale și pentru europarlamentare. Sigur, ocazie cu care candidații, cei care s-au înscris în cursa pentru diferitele funcții, funcții de primari, de președinți de Consiliu Județene sau de europarlamentari, dumnealor au ocazia să ne prezinte, publicului, dumneavoastră, pe larg, ceea ce doresc dumnealor să înfăptuiască în cazul în care vor fi aleși. Astăzi am invitat în studioul nostru 4 invitați, din păcate unul dintre ei, de fapt am invitat mai mulți, dar dintre toți au rămas 4 care au anunțat că vin și dintre acești 4, unul dintre domniile lor nu a reușit să ajungă, probabil, până la această oră, așa că vom fi nevoiți să începem fără dumnealui. Deci cei 3 candidați rămași la primăria Bârnova, pentru că astăzi dezbaterea va fi în legătură cu candidații de la primăria Bârnova, o localitate de lângă municipiul Iași, o localitate chiar am putea să-i spunem metropolitană, deci e lipită de municipiu, foarte aproape de municipiu, este o comună foarte frumoasă și o comună chiar foarte bogată, unde au preferat foarte mulți ieșeni cu stare sau cu mai puțină stare să-și facă case și să-și ia terenuri, să aibă grădini livezi. Deci discutăm despre o comună bogată. Astfel că cei 3 domni care astăzi vor încerca să ne capteze atenția sunt domnii George Tincu, candidat din partea Partidului Social Democrat. Bine ați venit, domnul Tincu. Bine v-am găsit, mulțumesc. Domnul Dan Nechifor este candidat, iată, avem un candidat independent la Bârnova și sigur domnul Ioan Haraga de la Partidul AUR, de la Alianța pentru Unirea Românilor. Bine ați venit. Mulțumesc de invitație. Bine ați venit, domnilor. Așadar, eu propun să dăm drumul. Nu e vorba de o întrecere deocamdată. Întrecerea va fi atunci și campania pe care o faceți dumneavoastră, față în față cu alegătorii sau, mă rog, prin alte modalități pe care dumneavoastră ați ales să faceți campania. Dar noi va trebui să încercăm să dezbatem, să răspundem la câteva întrebări și sigur să dezbatem câteva chestiuni principale pentru oricine candidează pentru așa o funcție, nu? Deoarece avem atâția oameni care au nevoie de o administrație bună, de o administrație corectă și sigur care își pun speranțe de fiecare dată atunci, odată la 4 ani, atunci când apar candidații, nu? Să solicit această funcție. Eu aș propune să începem cu ultimul pe care noi l-am menționat, ca să, nu, să fie un echilibru, să nu vă simțiți mai cumva, domnule Haraga, puțin marginalizat. Mai în capăt, așa, mai în margine. Cu drag. Și sigur o să vă pun prima întrebare, pe care de altfel o să o punem și celorlalți candidați. De ce v-ați gândit să optați pentru această funcție, să solicitați această funcție prin vot? Și, practic, ce anume vă mână în această luptă electorală care se anunță destul de strânsă? Da, așa este. Deci, mă numesc Ioan Haraga, sunt de profesie jurist, pensionar acum, căsătorit, locuitor al comunei Bârnova și m-am decis ca să candidez pentru funcția de primar văzând nerealizările din comună față de alte comune din țara noastră. Adică, sigur, la fel ca ceilalți locuitori, nu? Ca o mare parte dintre locuitorii din comuna Bârnova, vă simțiți cumva nedreptățit din anumite puncte de vedere. Categoric. Adică, în comuna Bârnova sunt foarte mulți tineri. Sunt multe persoane care își doresc să fie măcar la nivelul municipiului Iași, având în vedere că noi suntem lângă Iași. Nu s-a putut. Timp de 8 ani, actuala administrație nu a reușit să facă asta. La ce vă referiți?
să fie deci, aproape de eu am de să, principiu, așa. Ca adică să fiu mai, nu mai sunt destule subțin. Magazine, nu infrastructura, nu e în regulă? Nu, încă suntem departe de, eu știu, de o comună care este în zona metropolitană. Și ca să fiu mai succint, ca să nu greșesc sau să nu fiu acuzat de părtinire, am să dau citire la câteva gânduri care le-am scris aici, așa, pe hârtie. Vă rog. Ca să vadă oamenii, să decide dumnealor, să, eu știu, eventual să completeze ceea da. Ce spun eu. O să revenim, domnule Haraga, pentru că vreau să întrebăm și pe ceilalți doi invitați de acum același lucru, ne vor răspunde dumnealor scurt, după care trecem iarăși la noastră și okay. Da, o să încercăm să dezbatem chestiunile pe care le-am discutat înainte. Da. Domnul Dan Nechifor, candidat independent. Domnule Nechifor, noastră sunteți mult mai dezavantajat față de ceilalți contracandidați, pentru că nu aveți un partid în spate să vă susțină și atunci de unde v-a venit ideea asta să candidați? Într-adevăr, întâi vreau să le mulțumesc oamenilor care m-au susținut și totodată să mă prezint, pentru că mulți dintre ei nu au avut această oportunitate să mă întâlnească sau să mă cunoască. Sunt Dan Nechifor, candidez ca independent pentru postul de primar al comunei Bârnova. Am vârsta de 29 de ani, împlinesc în toamnă. Totodată am finalizat... Mulțumesc înainte. Mulțumesc, de asemenea. Am finalizat Facultatea de Economie și Administrare Afacerilor. Am lucrat în domeniul bancar și în acest moment m-am gândit să candidez ca independent pentru postul de primar al comunei Bârnova. Într-adevăr, este o muncă destul de grea, având în vedere că nu ai niciun partid, trebuie să iei tot pașii treptat, singur, totodată cu... Asta sunt și semnăturile. Și semnăturile, exact. Asta e, deci, tot e notabil, ce... pentru că partidele au o infrastructură cu care strâng semnături. Asta a trebuit să faceți cu familia. Exact, cu familia, cu prietenii care totodată le și mulțumesc pentru acest sprijin. Totodată m-am gândit ca să candidez pentru primăria Bârnova, pentru că totodată sunt și locuitor și, cum a spus și domnul Ioan Haraga, nu cred că este o infrastructură foarte bună. Vreau să menționez că am pus pe primul loc nivelul de trai al cetățeanului, da? Ca și eu. O să revenim la principalele trei obiective propuse. În regulă, da? În regulă, da. Pentru că... Da. Vă mai întrerup doar atât, vreau să spun. M-ați întrebat ca și candidat independent pentru că reprezint o soluție pentru oamenii care consideră că actuala clasă politică nu a făcut îndeajuns pentru acești cetățeni. Da. Sigur, clasa politică, vorbim despre partide. Cei care sunt la putere acum și cei care au fost și în ultimii da, vorbim 10, strict de partide. 20 adică, de ani, exact. Da, partide. Bine, nu toate partide. Sunt partide care nu au avut ocazia încă să arate ce pot și, da, cum e domnul Haraga de la AUR, nu? Sau... Bun, domnul George Tincu, da, de la PSD, sunteți și consilier local, din câte am înțeles, și sigur acum ați dori să fiți și primar, bănuiesc. Ați fost desemnat, bănuiesc, de partid, de, nu? În cadrul partidului, bănuiesc că s-au făcut niște măsurători și s-a constatat că noastră sunteți cel mai nimerit. Aceeași întrebare ca celorlalți doi invitați, de ce candidați? Bună ziua, în primul rând, dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Vreau să salut această inițiativă a dumneavoastră de a ne aduce la aceeași masă pe contracandidații care vor să ofere o alternativă la ce este acum în comuna noastră. Mi-ar fi plăcut să fie și ceilalți candidați, pentru că noi la Bârnova suntem 9 candidați la funcția de primar. Ar fi fost o dezbatere mai interesantă și cu actualul primar și cu reprezentanții celorlalte partide, că și ei au un program care probabil că bârnovenii vor să-l audă. Poate o să reveniți, că nu e singura emisiune pe care o facem. Sigur. Și poate o să reveniți și cu ceilalți, cu alții. Mi-a face mare plăcere. Vreau să mă prezint, sunt George Tincu, cum a spus dumneavoastră, am 36 de ani, sunt inginer de profesie, sunt consilier local în comuna Bârnova în ultimii 4 ani și vin cu o soluție și cu un program pentru comunitatea noastră, întrucât, așa cum a spus și colegii mei de platou, suntem să parafrazez așa, ca o cenușăreasă a castelului, adică suntem o comună foarte frumoasă și, din păcate, neglijată total la capitolul investiții, la capitolul condiții pentru cetățeni și
Deci motivul este de a repara lucrurile, că nu am, v-am întrebat motivul pentru care candidați. De a repara niște lucruri care considerați noastre că nu merg bine. În primul rând să aduc normalitatea în Comuna Bârnova, iar normalitatea pentru mine înseamnă ca cetățenii să beneficieze de niște condiții, cel puțin ca la vecinii noștri, Comuna Ciurea, mă refer aici, Comuna Tomeș, Comuna Miroslava, municipiul Iași, pentru că copiii din comunitatea noastră trebuie să trăiască la fel de în siguranță și la fel de sănătos ca și copiii din municipiul Iași. Iar pentru asta este nevoie, sunt nevoie de investiții, sunt nevoie de programe de modernizare a comunei, e nevoie de o viziune nouă pe termen lung. Ceea ce ne lipsește momentan în Comuna Bârnova, ceea ce actuala administrație nu a fost capabilă să livreze cetățenilor. Da, mulțumesc, domnule Tincu. Ne întoarcem din nou la domnul Ioan Haraga și a doua chestiune pe care vreau să o discutăm în cadrul dezbaterii ar fi obiectivele pe care noastră vi le propuneți. Și începem cu dumneavoastră. Aș vrea să spuneți principalele, pentru că bănuiesc că sunt multe, dar nu avem timp foarte mult, și atunci să descrieți principalele trei obiective care sunt și prioritare în același timp. Principalele trei obiective care ar trebui rezolvate rapid în Comuna Bârnova sunt infrastructura, învățământul și educația și o problemă foarte spinoasă a comunei, intrarea cetățenilor în dreptul lor de proprietate asupra pământurilor. Cred că sunt pământuri adică cereri de retrocedare nerezolvate în proporție cam de 46,5%. Să le luăm pe rând, revenim la acest lucru. Revenim cu primul. Infrastructura și serviciile, deci modernizarea și extinderea rețelii de drumuri și poduri pentru a facilita accesul în toate statele componente ale comunei și conectarea acestora într-un mod facil cu vecinii săi, precum și cu principalele căi, artere de transport județean și național. Cu o floare nu se face primăvara, spune un proverb, tot așa și în comuna noastră. Cu 3 metri cub de pietriș plătit din buzunarul nu știu cui și transmis pe rețele de socializare în vederea câștigării de simpatie electorală, nu rezolvă infrastructura în comună. Îmbunătățirea și extinderea infrastructurii de apă și canalizare pentru a asigura accesul la apă potabilă, pentru a reduce riscul de contaminare a resurselor de apă. Aici mă refer la toate satele componente ale comunei, nu numai la satul de reședință. Rezolvarea transportului în comun, așa cum ar trebui să fie într-o localitate din zona metropolitană, nu cu două microbuze care și acelea vin după un program numai de patronilor știut și la prețuri competitive, în ghilimele. Sunt companii private care operează. Nu aveți private. O companie, să spunem, deși, de stat. Nu? Deși administrația Comunei Bârnova spune, am rezolvat problema transportului în comun. Transportul în comun s-a rezolvat doar în Păun. Pentru că este autobuz care merge în Păun. Este autobuz și atât. Dar și cum? Iași-Bârnova nu este, de exemplu? Sau poftiți? Iași-Bârnova trebuie să fie, nu? Păi este Iași-Bârnova, dar care operează o companie privată. Nu de ATC-ul. Sau cum îi spunem noi, compania locală de transport. Da, CTP. Nu. Da. Operează companii private. Și asta am spus, cu orarele care le știm. Dacă trecem la punctul 2, educație și tineret. Da. Deci, în primul rând, construirea unei școli moderne care să comaseze toți elevii într-un centru școlar, unde să-și poată desfășura procesul de învățământ la standarde înalte. Ce vreau să spun cu asta? Ne chinuim și rezolvăm sau cârpim școlile din toate satele din comună. Subliniez că sunt școli în comună, în satele din comună, care sunt construite în 1920. Sunt, cred că, aproape gata să-și cadă. Domnul consilier poate să confirme sau să infirme treaba asta. Deci, de făcut o școală chiar la nivel de liceu în satul de reședință... Deci nu este liceu în Bârnova. Nu este. Vă întreb pentru că știu că la Ciurea, de exemplu, este. S-a făcut foarte un liceu. Bravo lor, bravo lor. Din ce nu s-a putut. Eu m-am orientat după Comuna Ciugut din județul Alba, unde orășenii își aduc copiii la liceul din Ciugut. Oare de ce n-am putea face în Bârnova așa ceva? Făcut un liceu, asigurat infrastructură pentru profesori și învățători, transportul elevilor care se face din sate trebuie organizat. Nu un autobuz duce și face o tură în toate satele, aduce sau nu aduce elevii.
O altă problemă deosebită și care pot, datorită căreia pot apărea, eu știu, accidente chiar, lipsa trotuarelor din comună, fraților. Eu în comuna Bârnova nu am văzut trotuare. Nu e singura comună, mai sunt. Am văzut și eu. Facem, comunica, asfaltăm, da, fără să tragem utilitățile. Dăm autorizație de construcție fără să facem drum. Vin pompiere și ia foc casa, nu poate să ajungă pompierul la casa respectivă, să o stingă. Sunt foarte multe lucruri de făcut în comună. Da, și ultima retrocedare a terenului. Cu drepturile de proprietate. Sunt probleme după 30 de ani, încă sunt mai probleme, avem probleme, oamenii n-au, sunt mari au probleme în comună pentru că nu s-au dat terenurile oamenilor înapoi. În 30 de ani nu s-au dat? Nu s-au dat. Cineva va spune, băi, nu mai sunt terenuri. Cum Dumnezeu nu mai sunt terenuri când pentru alții sunt și pentru alții nu sunt? Dacă ajung primar, vreau ca prioritate să rezolvă această problemă. Retrocedarea tuturor terenurilor sau acolo unde se poate către 90%. Pentru că sunt convins că s-a făcut un fel de așa, cocktail în toate proprietățile astea cu terenurile ca cineva cândva să nu mai poată să le retrocedeze. Au fost cazuri când au primit oameni titlu pe proprietatea altuia. Aici trebuie să rezolvate problemele. Nu e o explozie, eu m-aș aștepta să fie o explozie a imobiliarilor în Bârnova. Păi cam este. Cam este. Dar, din păcate, sunt multe, eu știu, construcții care au și acum, deci să fac case noi, dar la fosă septică. Canalizarea nu-i. Se trage, se pune asfalt, dar nu se trag utilitățile, exact cum spuneam puțin mai devreme. Da. Bun, mulțumim, domnule Haraga. Domnul George Tincu, noastră fiind și consilier de atâta timp acolo, nu ați, probabil că știți mai în amănunt anumite lucruri. Domnul Haraga și-a structurat expunerea pe infrastructură, educație, restructurarea proprietăților, noastră cum preferați, cele trei obiective să... Eu așa aș începe în primul rând, vin din generația tânără. Am doi copii, unul de 6 ani și unul de 7 ani. Să trăiască. Mulțumesc foarte mult. Și am identificat foarte multe probleme și sunt foarte multe probleme pe acest aspect. În primul rând aș începe cu infrastructură școlară. Aș vrea să vă întreb, câți locuitori are comuna și cam câte familii ca să putem să vedem? Deci comuna Bârnova are în jur de 10.000 de locuitori. E mai mică decât Ciurea, dar care are 20 ceva de... Dar în realitate probabil că sunt în jur de 12-15.000 de locuitori, pentru că o mare parte din ei au ales să nu-și facă buletin de Bârnova și au păstrat încă buletinul de Iași. Da. Și aici am să vă spun și de ce, pentru că pentru a putea să-și dea copiii la școli în Iași, pentru că la noi nu există infrastructură școlară modernă. Suntem probabil că singura comună... A spus și domnul Haraga lucrul ăsta. Da. Exact. Suntem probabil că singura comună, din cel puțin din zona metropolitană, care nu a investit în ultimii 8 ani de zile absolut nimic în educație și infrastructură școlară. Nu s-a construit și renovat nicio școală în comună. Școlile, la fel cum spunea și invitatul meu de platou, sunt construite în anii 1900, sunt un real pericol pentru copii, nefiind consolidate. Suntem singura comună din zona metropolitană care nu are creșă. Adică toate familiile tinere care au copii mici sunt nevoite fie ca un părinte să stea acasă cu copilul, fie să le ducă... Cum, nu există nicio creșă în toată comuna? Nu există nicio creșă în toată comuna. Mai mult, suntem singura comună care nu are grădinițe cu program prelungit. Adică toți părinții trebuie să-și ia copiii de la grădiniță la ora 12. Eu personal m-am confruntat cu problemele astea. Păi cei care lucrează până la 4, că așa e programul, 4. Da. Încă lucrează până la ora 18. Deci ce fac oamenii? Sunt nevoiți să ducă copiii în oraș și de aici se generează și fenomenul traficului. De aici noi ceilalți și ceilalți oameni care nu au neapărat copii mici, dar lucrează în Iași, se duc la muncă în Iași, se duc la muncă în zonele din comunile învecinate, trebuie să suporte ore în șir în trafic. Avem problema traficului, cel puțin în zona Vișani, în zona OMV și în zona 3 Sarmale, ieșirea din Bârnova, se fac cozi de câte o oră de așteptare în fiecare dimineață. Fenomen... Să ne întoarcem puțin, că o să mai discutăm despre neajunsurile, altă chestiune, da, la obiectivele dumneavoastră. Deci, da, primul obiectiv ar fi asta, să rezolvați problema în infrastructură școlară și sănătatea copiilor. Și aici mă refer
o să construiesc o creșă neapărat sau chiar două creșe, are nevoie Bârnova, grădințe, program prelungit și modernizare, recompartimentare și construcție de școli noi în toată comuna. Îmi propun ca în satul Vișani, care are o explozie... Bani mulți, o să ajungem acuși la sursa banilor. Da. Și bani mulți să construiești o școală, cred că nu e simplu. Am identificat și o să vă povestesc când ajungem la următorul punct de pe dezbatere. Este o nevoie acută, în cel puțin în Vișani, s-au construit, cred că 30-40 de blocuri în ultimii ani, plus foarte multe case. Vișani, da, asta, e un cartier frumos, Vișani nou. Este un cartier nou, este ca un mic orășel, să zic așa, o extensie a Iașului, că suntem exact la limita cu Iașul, nu mai este de mult acel sătuc care era pe vremuri și atunci nevoile cetățeanului sunt cu totul altele și trebuie să venim în îndeplinarea lor cu viziune și cu pași văzuți în viitor. Și de asta am propun să construim școală, școală gimnazială, grădiniță, program prelungit și creșă. Atât în Vișani, cât și în satul Bârnova. Deci nici școală gimnazială nu aveți? Aveți doar 1-4? N-avem școală gimnazială, avem o singură școală gimnazială în satul Bârnova, în centrul Bârnei, să zic așa, da. Care are doar 3 sau 4 săli de clase, care deja sunt neîncăpătoare pentru copiii care sunt. Și în rest sunt școli în clasele 1-4. Și în rest școlile s-au închis, în Pietrăria s-a închis școala. În Vișani e o școală care... Poate nu s-au dus oameni, poate n-au avut cerințe, deci, n-au avut solicitări. Deci nici n-ar avea cum să se ducă. Atâta timp cât școala e degradată din punct de vedere fizic, prezintă un real pericol pentru copii, atâta timp cât acolo se practică un regim de învățământ în regim simultan, cum este la Vișani, de exemplu, sunt două săli de clasă într-o școală veche, în care profesorii învață a doua cu a treia și a întâia cu a patra, sau invers, adică nu ar avea cum să fie atractive pentru locuitorii din comună. Ne trebuie o școală nouă cu cadre didactice bine pregătite, care cu siguranță ar veni la noi în localitate dacă ar fi infrastructură școlară bine pusă la punct. Tot la fel, pentru sănătatea copiilor ne trebuiesc locuri de joacă moderne, ne trebuiesc parcuri, ne trebuie săli de sport, pentru că suntem la o aruncătură de băieți de Iași. Sunteți consilier municipal. Cam câte parcuri s-au construit acolo? În Bârnova nu există niciun parc. Deci e singura comună, tot la capitolul 0. Deci locuri de joacă pentru copii. Haide să le numim. Locuri de joacă pentru copii. Cred că sunt câteva locuri de joacă, dar sunt făcute fără niciun standard de calitate, în primul rând. Deja după un an de funcționare au ajuns să fie un real pericol. Toate sunt rupte, sărite din montaje, s-au întâmplat și accidente. Adică au fost făcute niște lucruri de mântuială din niște bani de la bugetul local, din taxele și impozitele noastre. Nu s-au atras finanțări europene pentru absolut nicio investiție în comună, așa cum se practică în comunele vecine. Nu? O să trecem la neajunsuri. Iar vă spun, nu avem obiectivele, vă rog. Al doilea obiectiv. Al doilea obiectiv, infrastructură rutieră și utilități. Asta este o nevoie acută, pentru care deja nu mai e o necesitate care ar trebui să fie aliniată la anul 2024 peste tot. Pentru asta Uniunea Europeană ne pune la dispoziție foarte mulți bani. Așa cum vă spuneam, nu s-au accesat bani pentru asta și încă avem străzi unde nu avem canalizare și apă în Bârnova. Nu mai spun de gaz. Avem un sat întreg, se numește satul Todirel în comuna noastră, care nu are gaz absolut deloc. Sunt niște chestii elementare, niște chestii de bun simț, de o normalitate, să zic, care ne lipsesc. Asta îmi propun să aduc, în primul rând, normalitatea, iar utilități, infrastructură rutieră, fac parte din normalitatea de zi cu zi, aliniată zilelor noastre. Și al treilea? Și al treilea subiect, care e poate tot la fel de important, e legătura dintre cetățean și comunitate. Și când spun legătura dintre cetățean și comunitate, mă refer în primul rând la siguranța cetățenilor. Așa cum spunea și domnul Haraga, nu avem trotuare în comună. Cetățeanul trebuie să fie în siguranță, de la accesul la un trotuar până la un drum marcat corespunzător, până la niște treceri de pietoni, care și astea le lipsesc cu desăvârșire. Și continuând cu siguranța pe străzi, acolo unde câinii comunitari sunt la tot pasul, suntem o comună plină de câini comunitari, de câini vagabonzi care atacă oamenii, suntem poate singura comună în care un om a murit mâncat de câini acum un an de zile pe un câmp. Deci la nivelul ăla am făcut paranteza asta, ca să vă dați seama cam la ce nivel e fenomenul câinilor comunitari la noi în comună. La faptul că nu avem camere de supraveghere pe străzi, la faptul că nu avem, așa cum, am văzut în rapoartele primarului că s-au cheltuit foarte mulți bani. S-au cheltuit, într-adevăr. Pentru video, pentru camere. S-au cheltuit bani, dar în realitate nu există. Personal am avut în campanie electorală un incident în care ni s-au furat niște materiale electorale, ni s-au dat foc. Adică nu funcționează. Și când s-au instalat la poliție și nu a găsit, poliția mi-a spus foarte clar, nu avem nicio cameră care să funcționeze în comuna Bârnova. Sunt doar 4 camere instalate
supraveghere, câte una într-un sat și alte trei în alte sat sau 5-6 camere, și din ele nu funcționa niciuna în momentul când poliția a avut nevoie de probe, nu funcționa niciuna, erau defecte. Răspunsul de la primărie a fost că e serverul stricat. Deci sunt doar programul de care l-a prezentat actualul primar. E un program bazat pe minciuni, e un program bazat pe invenții. Da, puțin. O să ajungem și acolo. Domnul Dan Nechifor, că vreau să spun Doru, că am scris aici mai... Domnul Dan Nechifor, cel mai tânăr candidat. Nu? Aveți altul mai tânăr ca noastră acolo? Nu. Eu sunt cel mai tânăr. Sunteți cel mai tânăr. Da. Eu mi-am setat un scop, acela de a crește calitatea vieții oricărui bârnovean. Și ca să ajung la acel scop, mi-am setat și niște obiective cu mijloace. Înființați o bancă, și așa sunteți banchieri. Da, de ce nu? Adică suntem deschiși, nu de înființat. N-aveți nicio filială de bancă acolo, nu? Nu. Dar nu este niciun ATM? Ca să poți scoate bani. Nu este niciun ATM. Dacă vreau, bine, asta am mai sesizat eu și în municipiul Iași, în cartierul Buciu. M-am avut nevoie de un ATM cândva, ne-am înnebunit și n-am găsit decât unul singur care nu funcționa de la CEC. Deci nu eu, Bârnova nu e un caz izolat. Da, vă rog. În regulă. Deci, după cum spuneam, eu pe acest scop mi-am setat și niște obiective. Și ca să putem face acest lucru, după cum am spus și de la început, când am depus candidatura, scopul meu este de a crește calitatea vieții cetățenilor și mi-am setat următoarele obiective. Vreau să dublez economia, da? Deci să dublez în 4 ani, să dublez economia comunei, pentru că dacă adică, voi face 20% adică în fiecare veniturile an. Sau ce? Da, veniturile. Da, da, să fie dublate, 20% pe an. Cam ce venituri sunt acum în comună? De exemplu, la bugetul care a fost estimat pe anul acesta, ar veni 31 de milioane de lei. Ar veni undeva la 6 milioane de euro. Am văzut că este și un excedent de anul trecut de 1 milion de euro din ce s-a pus, a postat pe site-ul oficial al primăriei. Eu am văzut în raportul primarului că era vorba doar de vreo 13 milioane de lei. Nu, 31. La venituri. La venituri. La venituri. Venituri, da. Da, este oricum, este pe site, este pe site-ul oficial al primăriei. Da, am văzut acolo pusese veniturile și cheltuielile. Exact, și de asta am remarcat că veniturile nu au fost suficiente și mai trebuie. Dar o să discutăm asta la sursa, la problema financiară. Și ca să fac acest lucru, pentru a putea ajunge la dublarea economiei, trebuie să aducem investitori. Ca să aducem investitori, trebuie să lucrăm la infrastructură. Toți cetățenii vor beneficia, vă dați seama, când investim în infrastructură, cum ați spus și mai devreme, infrastructura totodată înseamnă și siguranța a cetățenilor, totodată. Absolut. Trebuie să avem zone pietonale, cum au spus și colegii mei de platou. Nu avem siguranța cetățeanului. Timpul acestuia este foarte important. Totodată și școlile, cât am fost atât în mediul online cât și pe teren, am întrebat cetățenii ce și-ar dori. Da? De ce se duc toți spre Iași? De ce nu putem face nu numai o normalitate, putem face mai mult de atât. Putem să facem din comuna Bârnova un loc dezirabil, cum dăm noi exemple despre alte comune, cum Miroslava, care au implementat panourile fotovoltaice de 10 ani. Da. Da? Cum este și comuna Ciugud din Alba, la fel, dezvoltată pe fonduri europene, da? De atragere a unor fonduri. Și, practic, prin aceste investiții, și totodată trebuie să facem, pe lângă aceste investiții pe care trebuie să le atragem în comună, trebuie să vedem exact și cu ce mergem înainte, da? Să ne vedem terenul, să vedem intabularea tuturor terenurilor, da? Să vedem cu ce putem merge înainte. Pentru că dacă aducem investitori, creăm deci și locuri de muncă. Deci nu avem o situație cadastrală corectă, finală, nu, comună nu la noastră? Nu este. Nu este și pe lângă acest lucru... Nici un plan urbanistic general nu este. Revenim. Da. Pe lângă acest lucru... Să țineți minte ideea ca să o discutăm la neajunsuri, da? Sigur. Și totodată când faci acest lucru, creezi locuri de muncă, da? Deci putem aduce venituri în bugetul local și acel venit îl poți utiliza pentru alte proiecte sau... Sigur, veniturile, sigur, din terenuri, terenuri, impozite, rezidență, exact, din toate acestea. Eu mă așteptam chiar să fie niște venituri foarte mari, pentru că sunt proprietăți acolo destul de multe, și serioase, adică case exact. Destul de generoase, mă rog, și alte lucruri care pot să genereze niște taxe destul de bune pentru comună. Da, pentru veniturile, practic. Sigur.
Și în ultimul rând aș vrea să specific și chestia de implementare a școlii smart. Da? Adică toți cetățenii, după cum am spus, am discutat atât în mediul online cât și față în față cu ei și am întrebat de ce nu au încredere în învățământul nostru aici, de local. Aceștia mi-au spus pentru că nu cred că este performant. Și este foarte important să ne bazăm pe viitorul lor, da? Acești tineri pot rămâne la noi. Și cum vă gândiți să implementați școala asta smart? În ce ar consta? Gândiți-vă că unii copii în acest moment merg la toaletă în curte, da? Sau... Nu e deloc smart asta. Da, nu, asta zic. Nu numai acest lucru, dar pur și simplu și trebuie să ai acces la internet sau să trebuie să te digitalizezi. Am înțeles. Deci mergeți pe ideea asta de îmbunătățire relațiilor dintre cetățeni prin, tocmai prin siguranță, prin accesul de care spuneați noastră și mărirea venitului, sigur, ăsta e dezideratul și dorința visurilor cărui manager, bun manager, vrea bani mulți, pentru că fără bani nu putem face nimic. Domnul Haraga, aveți primul cuvânt la neajunsuri. Ce neajunsuri au fost identificate, vă rog? Haideți să începem chiar cu să nu uităm cel care spunea domnul cu situația cadastrală asta. Da. Deci, situația cadastrală, într-adevăr, cred că este dezastruoasă la Bârnova, pentru că nu s-ar fi ajuns aici ca 46% din cererile depuse de retrocedare să nu fie 46% rezolvate. 46% nu sunt rezolvate? Nu sunt rezolvate. 46% nu sunt rezolvate. Aveți surse sigure, da? Să nu mai verificăm noi. Sursă sigură. Puteți verifica și dumneavoastră și o să vedeți despre ce-i vorba. Domnul consilier poate să ne dea o sursă sigură și ne poate confirma. Eu ce pot să spun de neajunsuri? Sunt foarte multe neajunsuri. Dar trebuie să fim obiectivi, să stăm cu picioarele pe pământ și să spunem lucrurilor pe nume, pentru că toate aceste neajunsuri nu se pot face de la o zi pe alta. Absolut. Nu se poate face într-un an, 2, 3 sau chiar 4. Ce nu s-a făcut în 30? Sau... Ce nu s-a făcut în 30 de ani, nu poți să faci în 4 ani. Acum nu vin eu, Haraga, reprezentantul Partidului Aur, și spun, domnule, eu am să vă fac și liceu, eu am să vă fac și nu știu ce, fose, nu fose septice, canalizare, stații de epurare și așa mai. Nu se pot face lucrurile astea, dar se pot foarte multe lucruri rezolva prin atragerea de fonduri europene. Spunea domnul Tincu Adineaur... E cam târziu? Fondurile europene? Nu este târziu. Sunt miliarde de euro care trebuie cheltuiți și noi nu avem nimic. Aș fi vrut să văd în primăria Bârnova un birou special care să se ocupe... Nu este un birou pentru atragere de fonduri europene, nu? Nu este așa ceva. Deci aș fi vrut un birou special care să spună, domnule, suntem 4 specialiști aici, vă plătim și așa, este lege. Cam greu să găsiți 4, abia la ea s-au găsit vreo 5. Se pot găsi, domnul, se pot găsi. Se pot găsi, dar trebuie seriozitate. Trebuie să știi ce să ceri. Dacă ai să încerci, să spui, las că mergi și așa, nu se rezolvă nimic. Deci fondurile europene sunt singura scăpare la ora actuală în mediul rural. Și un lucru care nu s-a făcut, din câte spuneți. Nu s-a făcut. 8 ani nu s-au luat un cent din fonduri europene. Cum spunea domnul Tincu Adineaur, s-au luat ceva bani de la dezvoltare. Domnul Haraga, deci am văzut. Parcuri nu sunt, trotuare nu sunt. WC-uri în școli nu sunt. Școli, iarăși spuneți că nu prea sunt. Păi ce este? Ne trebuie un dispensar. Sănătatea să vină la oameni acasă. Adică nu aveți nici măcar o circă medicală de asta? Este un dispensar undeva în Păun, dar eu de câte ori trec pe acolo, este închis. Păi pe unul e cam departe. E cam departe. E pe cel din Todirel, cel din Todirel trebuie să schimbi nu știu câte, două autobuze să ajungă până în Păun. Păi se vine Neaș, ce să mai... Și nu știu, cine îl consultă. Deci sănătatea trebuie rezolvată, sănătatea oamenilor. Pentru că oamenii trăiesc acolo, plătesc taxe, plătesc impozite. Păi poate sunt oameni care nu au nevoie de tratamente de-astea acasă, injecții să-și facă. E cineva, e măcar o asistentă care face injecții prin comună pe acolo? N-am auzit așa ceva. Bun, deci astea sunt probleme care pot fi rezolvate, dar nu atât de repede. Nu atât de repede. Da, eu am citit rapoartele domnului primar și aș vrea să vă contrazic, dar nu pot, pentru că nu am găsit acolo specificat, cabifat, ceea ce spuneți noastră că nu este. Și atunci...
O problemă, iarăși, care ar trebui rezolvată la nivelul comunii este transparența. De mult s-a spus, domnule, toate ședințele de Consiliu Local vor fi transmise online. Online. Nimic. S-au transmis cancanuri doar, care a intrat, nu știu cine, peste consilieri, a filmat, care nici asta, și asta nu-i corect, pentru că într-o ședință de Consiliu Local, da, chiar dacă este publică, este transparență, trebuie, da, să fie abordate anumite subiecte. Și aici este vorba de transparență. Oamenii trebuie să participe la dezvoltarea comunii. Dacă omul nu participă, atunci îl cheme odată la 4 ani. Am înțeles. Ești prieten cu el, îți spune votul și, da, cu asta e terminat. Trecem la domnul Tincu, la capitolul neajunsuri. Capitolul neajunsuri, cred că e capitolul care am putea... Neajunsuri pe care noastră, sigur, vreți să le corectați. De asta le aducem în discuție. Bineînțeles, da. Așa cum v-am mai zis, în primul rând, e infrastructura școlară care lipsește cu desăvârșire. Copiii, pentru mine și cred că pentru noi toți sunt viitorul și sunt categoria la care trebuie să ne aplicăm cel mai mult. Dar să nu uităm și bătrânii. Nu avem niciun centru social care să vină în întâmpinarea unor probleme pentru categoria. Deci nu este niciun centru social pentru bătrâni. Nu este. S-au întâmplat cei care ajung bătrâni și nu mai pot sta acasă și trebuie aduși la Iași, la Buciun sau nu? Trebuie aduși la Iași, dar nu avem niciun centru social care să vină, nu știu, sunt de diferite necazuri care se întâmplă în viețile oamenilor, nu știu, moare un părinte singur și rămân copiii singuri, arde casa unui om. Ce s-a întâmplat la noi în comună? Și atunci administrația... Păi am văzut că aveți pompieri acolo. Nu avem pompieri, avem un serviciu voluntar. Un serviciu voluntar, da. Care nu neapărat poate să... Da, au echipamente, au cu ce? Sau... Nu, am luat o auto specială acum în ultimii ani, dar care are o capacitate de 200 de litri, adică mai mult așa o chestie formală. Da. Nu avem în comună infrastructură rutieră, adică oamenii înghit foarte mult praf, pe lângă faptul că își distrug mașinile, pe lângă faptul că merg prin noroi și sunt copii care merg cu pungile de plastic puse pe papuci pentru a ajunge la autobuz, exact ca nevul mediu, nu avem în comună siguranță, cum vă spuneam, sunt câini comunitari pe străzi, nu sunt trotuare, copiii mei la școală pe marginea străzilor și pot fi călcați de... Ce vreau să vă întreb eu, un lucru care ar interesa pe oricine ar ajunge în comună acolo, mai ales că sunt lucruri frumoase. Există o pensiune, există un hotel, există ceva turistic, adică... Deci, din punct de vedere al stimulării mediului de afaceri, primăria Bârnovacei, puțin în cei 4 ani când am fost eu acolo, nu a ajutat absolut deloc mediul privat. Da, vin niște turiști să viziteze, că sunt păduri frumoase. Ce au de văzut pe acolo? Suntem probabil cea mai frumoasă comună. Avem platoul repede. Eu îmi propun, dacă vei ajunge primar, să pun în valoare aceste obiective turistice. Așa cum vă spuneam, suntem cea mai frumoasă comună din zona metropolitană. Suntem înconjurați de peisaje mirifice, avem păduri, avem dealul repede. Mai frumoasă comună din județ. Avem zone foarte frumoase. Putem înființa trasee de biciclete, putem înființa trasee de drumeții, putem înființa tot felul de zone de agrement. Dar noi, în momentul ăsta, nici măcar un parc nu avem. Adică se pot face atât de multe traseu turistic frumoase. Există, fiind o zonă turistică. Nu există nimic. Deci știu că la munte când te duci sunt trasee turistice, nu? Bineînțeles. Deci dacă noi nu avem de la chestiile de bază, chestiile de normalitate, nu le avem, de asta voiam să vă spun că vreau să încep cu normalitatea în primul rând și apoi, bineînțeles, să ne ducem cu ajutorul acestor fonduri europene, cu ajutorul acestor fonduri guvernamentale spre ceva mai mult. Să punem în valoare frumusețile comune, să creăm o comunitate, o legătură dintre cetățean și administrație, să răspundem cât mai bine la nevoile cetățeanului. Și una dintre principalele nevoi ale cetățeanului care ține de normalitate este transportul în comun. Noi, în Comuna Bârnova, s-a implementat prin numeroase eforturi în Consiliul Local și al meu și altor colegi de-ai mei de a se aduce CTP-ul la noi în comună. În schimb, s-a dus doar pe două trasee, un traseu scurt la Vișan și un traseu la Păun. Toate celelalte sate au rămas paralizate și blocate. Oamenii ăia merg cu un autobuz în care stau înghesuiți cartofi, scuzați că vă zic, se plâng de acest lucru, merg, orarul este foarte... Da, fiind un operator rar, privat, e un operator mic, e un operator mic care vine foarte rar, are doar niște microbuze mici, pur și simplu actualul primar i-a uitat pe acei oameni și nu a mai făcut nimic de 2 ani de zile de când s-a implementat CTP-ul și de când există promisiunea că se va extinde. Am înțeles, foarte scurt că nu mai avem mult timp, sursa banilor, da, începem cu domnul Nechifor, care e specialist în bani. Sigur. De unde găsiți? Am înțeles, taxe locale, proiecte europene care spune domnul, dar cum faceți? Că astea trebuie accesate, cumva. Corect. Și taxele aia trebuie strânse, că am văzut că sunt situații la nivelul municipiilor în care nu se face colectarea.
cum trebuie. Sigur, sigur. În acest sens, când voi ajunge, dacă voi ajunge primar și când voi ajunge, voi merge chiar și la anumite firme, nu anumite, la orice firmă care ar fi deschisă pentru a crea locurile de muncă. Da? Deci degeaba strângem doar niște fonduri europene dacă nu creăm și un venit pentru, pentru primărie. Dacă nu se dezvoltă afaceri. Exact. Afacerile produc bani, nu? Exact. Și pentru bugetul exact, pentru local. Bugetul local. Mă bazez, după cum am spus, poate fondurile europene se vor finaliza sau poate nu se face un proiect în, nu știu, 2, 3, 4, 5 ani. Trebuie să creăm un sistem prin care să aducem veniturile locale. Când ai un venit pasiv, atunci poți crea și ai, nu trebuie să mai depinzi de cineva. Ăsta cred că este cel mai mare scop și totodată pe premisa aceasta merg și când spun că voi merge pe dublarea economiei. După cum spuneam, voiam să mai adaug puțin. Mai devreme au spus colegii de platou ce neajunsuri, că nu am mai apucat să spun. Vreau totodată să transmit salutări și tinerilor din Burnova, care chiar am discutat cu ei și am avut întrevederi. Ei practic nu ar avea un loc, un spațiu a tinerilor de recreere, să te plimbi, să au efectiv să întâlnesc la un bar. Acolo este punctul lor de întâlnire. Deci când i-am întrebat, ok, voi unde vă întâlniți? Fiecare om, nu, când eram tânăr, mergeam, ne întâlneam, aveam un punct comun. Din păcate, la ei este doar un bar. Am înțeles. Domnul Haraga, banii. Banii. Cum stăm cu banii? Bineînțeles, puțin mai devreme am spus și mă repet. Singura salvare a comunei sunt fondurile europene. Și bineînțeles, din taxe și impozite, categoric. Pentru că comuna se aglomerează pe zi ce treci. Vreau să subliniez că voi pune la dispoziția bârnovenilor toată priceperea mea și toată experiența câștigată în ani de-a rândul ca comuna noastră să devină o comună model. Mai mult de atât. Și bogată, Partidul nu? Aur, Partidul Aur are acest program de guvernare în 15 puncte. Un program viabil, un program care pus în operă va reforma toată România și politica dusă de partid. Da, domnul Tincu, aici, știți mai mult cifrele astea, cam cum sunt. Aș avea o întrebare. De ce, în primul rând, de ce nu se colectează? Cam care e procentul de colectare? Să știți că bârnovenii sunt de foarte bună credință și plătesc taxele la timp. Și poate că, nu știu să compar cu alte localități, dar avem 98% gradul de colectare a taxelor și impozitelor. 98%. Suntem de foarte bună credință și ne plătim taxele și impozitele. 1,5 milioane de euro se strâng anual doar din plata taxelor și impozitelor în Bârnova. Plus încă 1,5 milioane de euro din cote defalcate de TVA și celelalte taxe care vin de la bugetul consolidat al statului. Deci avem o bază foarte bună de pornire de la venituri proprii. Ele, din păcate, sunt cheltuite într-un mod netransparent. Se sifonează foarte mulți bani publici, au fost puse în mass media. De asta se ocupă niște organe. Așa este. Sunt cheltuiți într-un mod total netransparent acești bani. Ca și surse de unde voi lua banii pentru toate proiectele de care am zis, construcție de școli, construcție de drumuri, asfalt, canalizare și toate cele parcuri, dispensare, locuri de joacă, tot ce are nevoie această comună, din trei direcții. În primul rând avem sursa acestor fonduri europene, care, din păcate, am ratat un trend foarte mare. Toate celelalte comune au accesat prin Programul Național de Redresare și Reziliență sume foarte mari, de ori 100 de milioane de euro, comunele vecine nouă, Ciurea, Miroslava, Tomeștiu, Holboca. La noi, din păcate, suntem aproape zero la acest capitol. Dacă nu mă înșel, singura investiție e într-un microbuz electric, total nefuncțional, nici măcar nu a ajuns în comună nici până acum, la 2 ani de la semnarea contractului. Atât a fost singura, atât. Probabil atât că încă nu a fost construit, încă nu a fost fabricat. Nu a fost construit încă, da. Sunt microbuze de cumpărare. Nu a venit rândul. Da, e un microbuz cu blocuri care nu știu ce probleme va rezolva el în comunitate. Am fi avut nevoie de apă și canal, am fi avut nevoie de școli, de grădinițe, am fi avut nevoie de drumuri asfaltate, am fi avut nevoie de parcuri, am fi avut nevoie de multe alte lucruri, așa cum au gândit celelalte comune, dar din păcate nu a fost voință. Deci fondurile europene, exercițiul financiar 2021-2027, care este încă în curs, este o sursă încă de a lua banii europeni și a-i duce în comunitate. A doilea paler sunt fondurile guvernamentale. Sunt bani de la guvern, guvernul alocă bani
către economiile locale, către administrațiile locale prin diferite companii. Este cea compania națională de investiții, este programul Angel Salini, prin care guvernul alocă bani, sunt Ministerul Mediului, prin Asociația Fondului de Mediu. Deci sunt foarte multe surse de finanțare de la guvern, dar pentru a aduce acei bani trebuie o aplicare și un dialog constant cu administrația centrală. Trebuie să ai un partener în administrația centrală, un partener la guvern și trebuie să știi să duci niște proiecte bine făcute, bine puse la punct și corect argumentate pentru a aduce acei bani. Și al treilea pilon sunt aceste fonduri din bugetul local, care nu sunt puține. Așa cum vă spuneam, suntem o comună privilegiată la capitolul ăsta față de alte comune care nu își pot plăti nici măcar angajații în propriul buget și au nevoie de susținerea guvernului pentru a face acest lucru. Noi la Brnova avem un buget propriu destul de solid, format din 3 milioane de euro doar din bani proprii, fără aportul Consiliului Județean sau fără aportul celor de la guvern. Și cu acești bani chipzuiți cu măsură, chipzuiți cu viziune. Da, și cheltuielile sunt puțin mai mari de 3 milioane de euro decât am văzut, nu cel puțin în 2023. Nu, cheltuielile nu sunt mai mari de 3 milioane de euro, probabil că nu știu dacă v-ați uitat la capitolul la care trebuie. Avem niște cheltuieli cu personalul destul de mari, într-adevăr, care și acele cheltuieli ar trebui acel personal să dea randament și să aducă bani, cheltuieli niște bani. Să facă performanță, dar da. Performăm cu acei bani. Și îmi propun să aduc un management la primărie în rândul angajaților, în așa fel încât ei să devină cât mai performanți, să devenim o echipă solidă și un fel de manager al localității. Pentru că cred că, bineînțeles, eu vin din mediul privat, unde am o companie de 15 ani pe care o manageriez, știu ce înseamnă managementul, știu ce înseamnă să faci performanță acolo unde lucrezi și, cum a spus și dumneavoastră, pentru un manager cel mai important sunt veniturile. Trebuie să ai venituri la buget, iar veniturile se constituie clar din venituri locale, venituri de la buget consolidat al statului și venituri din fundurile europene. Astea sunt cele trei. Da, mulțumesc foarte mult, domnul Tincu, mulțumim și dumneavoastră, domnul Haraga, domnul Nechifor. Așadar, prima dezbatere, stimați telespectatori, în această campanie electorală a reunit aici trei domni, trei invitați, candidați la primăria Brnova, domnul Ioan Haraga Aur, domnul George Tincu de la PSD și un independent, domnul Dan Nechifor. Au fost invitați, sigur, toți ceilalți actori. Nu au reușit să vină deocamdată, îi așteptăm, poate că mai este până la finalul acestei campanii electorale și poate vor veni pentru ca dumneavoastră, locuitorii din Brnova, să-i ascultați ce au de spus. Vă mulțumim așadar pentru faptul că ne-ați urmărit și vă dăm întâlnire la o emisiune viitoare de dezbatere electorală. La revedere!